domnul Ion Lixandru, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria transporturilor din România, are o experiență de 23 de ani, 24 din 91. 24 de ani, 91, putem vorbi cu unul din primii întreprinzători Unul în dintre ei, transporturi. nu vreau să fiu nici cel mai important, nici primul. Unul dintre ei. Dar care a rămas în viață? Conduceți trei business-uri, camion logistic, Rom Trailer Service, ITA Speed, aproape 100 de angajați. Acum Au fost și mai 5 ani mulți. erau 200. Cel mai bun an pentru antreprenorul Ion Lixandru 2008. în capitalism, 2008. 2008, până să vină criza. Ați simțit criza înaintea altor industrii, în opinia noastră? Noi, în media, am simțit-o în 2010, de exemplu. Pentru mine nu a fost o criză și mențin punctul de vedere și mă repet în ultimii 5 ani, este o perioadă de reașezare economică. Noi n-am avut antreprenoriat privat înainte de 89, nu am avut școala afacerilor, nu am avut capital de lucru, nu am avut niște business-uri. Business-urile noastre autohtone s-au dus unde s-au dus și a trebuit noi să încercăm să găsim soluțiile cu puterile noastre, cu priceperea noastră. În general, toți ne-am dezvoltat prin ceea ce am făcut înainte de 89. Dacă vă uitați pe business-urile locale, puțin sunt alții și unii chiar de succes și aici îmi face mare plăcere să vorbesc de Dedeman, O poveste de o succes în poveste de România. succes pe care mulți trebuie să o învățăm și multe altele de genul acesta pe care noi trebuie să le învățăm. Dar dacă ne uităm și dacă se va face o analiză, acum la 25 de ani după 89, o să vedeți că foarte multe business-uri au fost cu ceea ce oamenii au plecat din educația lor anterioară. Diferența dintre mine și unul care a plecat cu business-ul de acolo de unde a lucrat, am fost, hai să-i spunem, cel care a asigurat legătura între fabricile, un segment pe care îl cunosc destul de bine, fabricile de mobilă și exportatori-importatori, am plecat cu business. Am reprezentat firma de afară și firma din interior. Ei nu au avut voie să facă DVI-uri și celelalte Cum ați făcut documente. primii bani? Păi, Vreo legătură cu piața de mobilă? primul bani am făcut, am închiriat un camion, având pe segmentul de mobilă o relație dinainte de 89, am început să vând mobilă din camion. Asta a fost primul business și luam bănuții și mă duceam și depuneam la bancă și aici am o amintire foarte plăcută. Stăteam aici pe Lipscan la Banca Agricolă pe vremea aceea și stăteam cu gențile de bani. Devalorizarea era destul de accentuată și trebuia să numărăm, să ne punem frumos să aranjați banii și stăteam cu gențile. Unii veneau cu sacul. Și unul dintre tip ce, doamne, nici nu vă dați seama ce liber mă simt, ce fericit. Este afacerea mea, sunt banii mei și uite, îi dau la bancă, fără să mă forțeze cineva. N-am uitat lucrul ăsta.